It is my greatest pleasure to invite you here on stage to share your thoughts about the investment climate in Romania. Thank you, Christos, for using a word statement in your first part of speech. Doamnelor și domnilor, suntem aici împreună cu domnul ministru de finanțe, domnul Ionuț Mișa, tocmai pentru acea noțiune pe care a folosit-o Christos la începutul discursului de declarație, statement, sună mai bine în engleză, ceea ce a făcut compania Philip Morris în România, de fapt, întărește un lucru care a început să fie recunoscut. România este o țară atractivă pentru investiții și investiții mari. Este o declarație și pentru cei care se află deja, investitorii care se află deja în România, în ceea ce privește stabilitatea României, atractivitatea pentru investiții, dar și pentru potențialii investitori, fiindcă companiile mari se urmăresc unele pe altele, iar ceea ce a făcut această companie în România poate fi și va fi, sunt sigur, un exemplu pentru alți investitori. În fapt, 300 de noi angajați, 500 de milioane de euro investiție, export din România, o companie de renume, eu cred că este suficient ca eu să vă mulțumesc că ați ales România, să vă doresc succes în continuare și să fiți în continuare un exemplu demn de urmat pentru alți investitori. Vă mulțumesc frumos! Mr. Prime Minister, one more thing, please. Please accept this symbol of a partnership for Romania. It's a symbol of our vision for a smoke-free future and a bright and prosperous future for Romania. Thank you very much. Thank you.